Salutare, la mulți ani! Sau cum îmi place mie să zic, la muntean! Am revenit! Yay! Mi-a fost dur, sincer, pe de-o parte. Pe de altă parte, salut, Ana! Mă uit, mi-e greu să-mi aduc aminte când aveți profilul pe cățel, mi-e greu să-mi aduc aminte numele vostru din spatele profilului. Așa că dacă mă mai spun pe parcurs, dacă veți comenta și o să vă zic pe numele profilului, să știți că mă refer la voi. Salut, Adrian! La unii mai aduc aminte pentru că ați intrat mult pe live-uri și sau suntem, mă rog, sunteți în grupul de clienți sau așa și atunci pot să vă zic pe nume, dar cine e în spatele profilului acolo, dacă nu e numele vostru, o să îi zic pe numele câinelui, o să considerați că vorbesc cu voi, da? Așa. Băi, da, astă seară chiar a fost lumea punctuală, adică îmi place, am început 2021 cu bine. Uite, Gracie, cum este la Gracie? Exact despre asta vorbeam. O să vorbim astăzi despre bebeluși, copii, toddlers, interacțiuni între câini și copii și așa mai departe. Să fie interesant, salut Miha. Și o să vă rog să puneți și voi întrebări. Dacă eu nu ating, dacă aveți întrebări pe subiect specifice și eu nu ating întrebarea respectivă sau subiectul respectiv, spuneți voi, da? Mă întrebați voi. Hei, Stani! Și răspundem. Oricum, a fost un semn pentru mine, pentru că a venit dinainte de sărbători sugestia de la cineva dintre voi să fac un astfel de live pe tema asta, deși am mai vorbit în timp în live-uri. Am atins subiectul pe aici pe acolo, nu a fost un live specific cu subiectul ăsta, dar s-a atins. Însă, pentru că a mai venit și după sărbători de la altă persoană aceeași sugestie, am zis, ok, haide să facem. În plus, a venit un semn de la Univers, pentru că eu așa funcționez pe semne. Deci dacă vreți să vorbim despre ceva, rogați-vă la Univers să trimită semne. Glumesc, dar mai în glumă, mai în serios. Fix în ziua în care am vorbit cu a doua persoană, am nimerit pe Facebook postase unul din dresorii pe care îi urmăresc și care au citate vechi în domeniul de afară. Postase fix o chestie de genul ăsta, pe subiectul ăsta și am zis, ok, când am citit comentariile și am văzut câte sunt de vorbit pe treaba asta, zis, trebuie, e clar un semn. Bun. Hai să intrăm în pâine însă și să vorbim despre, în primul rând, cum introducem bebelușul în casă, pentru că e prima etapă, da? Să spunem că noi avem câine, suntem noi cuplu X și avem și câinele nostru și am rămas însărcinați, în ghilimele. Așa, la un moment dat câinele va trebui să se acomodeze cu noua dinamică a familiei, cu noul venit în familie. Salut, Didi! Și cum facem asta, da? Avem 9 luni la dispoziție, practic, să pregătim terenul, ca să spun așa. Și important ca în astea 9 luni să începem treptat prin a introduce sunete prin YouTube. Dacă avem, slavă Domnului, suficiente videouri și sunete la dispoziție pe tot felul de căi, dar să zicem că YouTube, da? Sunete de bebeluși, plânse de bebeluși. Gândiți-vă la tot ce înseamnă sunete pe care ar putea să le facă într-o primă etapă, în primele luni, bebelușul. Plâns, scâncit, nu știu, poate sunt jucăriile alea care atârnă deasupra pătuțului, care fac niște sunete de tip lullaby, da? Chestii de genul ăsta. Pregătim, asta este auzul, pregătim auzul pentru că o să fie unul din stimulii importanți, da? Pregătim vizualul. Cum pregătim vizualul? Am luat un pic pe de-andoaselea, dar eu așa aș începe, pentru că, mă rog, pe auz e cel mai simplu, nu implică ceva complicat din partea voastră, doar să căutați, să dați un search pe YouTube, atâta, da? Și pui sunetele alea random, din când în când, prin casă, pe YouTube, ca, virgulă, câinele să se obișnuiască cu sunetul. De exemplu, apropo de ce este importantă etapa asta, am avut acum două cățelușe la mine în gazdă, chiar astăzi au plecat,
Pusesem ceva pe TV ieri, a bătut acolo pe, mă rog, video-ul de pe TV, a bătut cineva la ușă, una din ele s-a alertat direct, ca și când ar fi bătut la mine la ușă și nu era foarte tare dat volumul la TV. Deci ei reacționează și la sunetele puse pe TV, pe laptop, pe telefon, pe whatever, dacă sunt sunete fie care au, cu care au asociere sau care sunt sunete total noi, pe care nu le-au mai auzit niciodată sau nu în casă la ei. Da? După care pe vizual. Mergem pe vizual în ce sens? Aduci obiecte care vor fi în timpul vieții bebelușului, practic, și a cățelului cu el în casă, vor exista în casă, de la jucării noi, de la pătuțul copilului, de la carriers, scutece, tot la ce vă puteți gândi care implică, mă rog, lucruri, obiecte care vor fi în casă din momentul în care apare bebelușul. Da? De ce? Pentru că, virgulă, câinele va trebui să învețe să respecte acele obiecte, adică să le dea spațiu, să nu se joace. Tu trebuie să fii conștient că la un moment dat poate îți cade un scutec jos și ce te faci dacă vine câinele în spațiul tău, ceea ce n-ar trebui să facă. Dar pentru că n-a fost obișnuit, vine în spațiul tău, apucă scutecul murdar, după ce că tu l-ai dat jos că n-a murdărit bebelușul, apucă scutecul murdar, pleacă cu el și apucă să-l mănânce până te duci tu după el și nu poți să lași copilul singur acolo, trebuie mai întâi să te ocupi de copil și pe aia să te duci după câine. Deci e o situație care se poate întâmpla, poate să nece cu scutecul ăla, poate să aibă ce știu eu ce alte probleme, digestie de la scutecul ăla și așa mai departe. Da? E o situație, sunt mii astfel de situații. Deci tu trebuie să pregătești terenul, repet, ai 9 luni la dispoziție să faci tot felul de exerciții cu câinele prin casă. Pui jucării care fac diverse sunete, de exemplu, poți să pregătești terenul și pentru mai târziu, nu trebuie să-l pregătești atunci, în secunda în care se întâmplă. Salut, Ada! Pregătești terenul din timp însemnând, ai jucării în casă care fac tot fel de sunete foarte puternice, gen din alea cu sunetul de vacă, sunetul de oaie, whatever, sunt tot fel de jucării cu sunete la copii. Dacă ai de gând să cumperi jucării din alea, cumpără-le atunci și începe și pune-le prin casă și dă, apasă tu pe ele, fă-le tu, da, Culeanu. A venit și Fuchi să vă salute, a venit de afară. Ei, Tina, pune jucăriile pe jos, lasă câinele să vină în preajma jucăriilor, lasă-l să le miroasă, nu foarte aproape, dar nu să pună gura pe ele, nu să vină foarte mult în spațiul jucăriei și niciun caz să se agite la jucărie dacă ea începe să facă diverse sunete. Doar să coexiste cu jucăria în același spațiu, fără ca el să fie overly interested in the toy. Adică să nu fie supra entuziasmat de jucărie, să nu apuce jucăria, să nu fugă cu ea, să nu facă nimic cu ea. Păturici de copii, nu știu, na, neavând copil nu știu chiar toate lucrurile care se folosesc la un bebeluș, dar voi care sunteți în etapa asta sau vă pregătiți de etapa asta, în principiu cam știți ce obiecte noi vin în casă odată cu bebelușul. Suzete, foarte important, sunt obiecte mici care cad de obicei pe jos. Salut, Otilia! Și atunci folosiți-vă de ele, cumpărați o suzetă, două, că ce mi-e o suzetă, două, da? Le împrăștii pe jos prin casă și nu lași câinele să se apropie de ele, da? Deci totul este cu reguli, sunt multe reguli noi când apare copilul, multe obiecte noi de care câinele nu are voie să se atingă. El trebuie să distingă între jucăria lui și suzeta copilului. Și este foarte ușor de distins, au mirosuri diferite, au aspecte diferite. Nu e o problemă să fac asocierea asta, e doar o chestie de constanță și consecvență să vă ocupați voi din timp de treaba asta. Deci toate astea țin de vizual. Vine apoi mirosul. Mirosul o să vină un pic mai târziu, cam în ultimele două luni de sarcină. Oricum el va simți schimbările hormonale prin care trece organismul femeii, el le simte prin miros. Simte stări emoționale, simte o grămadă de chestii câinele. Ce va trebui să se mai obișnuiască cu ce mirosuri este în spital, în momentul în care s-a născut bebelușul, pentru că tu mai stai o zi, două, din ce știu eu, poate chiar trei, nu știu exact care este durata, dar stai niște zile în spital înainte să vii acasă.
soțul în răstimpul ăsta sau familia apropiată, cine este disponibil să facă chestia asta, trebuie să vină acasă cu obiecte pe care păturici sau fașe în care a fost înfășat bebelușul, ca să aducă mirosul ăla în casă înainte ca bebelușul să vină acasă. Deci mirosul ăla trebuie să ajungă, câinele trebuie să învețe să respecte mirosul respectiv. Deci ai venit cu fașa acasă, ai pus-o într-un loc, câinele nu, poate să o miroase de la, să zicem, jumătate de metru, dar nu mai aproape de atât. Deci dacă vrea să facă un pas mai aproape de atât, tu trebuie să-l corectezi și să-l îndepărtezi din spațiul fașei. Ca el să învețe că mirosul ăla înseamnă respect, mirosul ăla înseamnă spațiu, înseamnă distanță, înseamnă supunere sau ascultare, înseamnă niște lucruri, e important mirosul ăla, da? Și atunci voi trebuie să vă asigurați că aduceți mirosul în casă înainte să aduceți bebelușul în casă. Bun, a venit ziua în care te-ai întors acasă cu bebelușul. Nu faceți greșeala pe care o fac, am văzut-o pe net de o mie și una de ori. Vin stăpânii, era să zic, vin părinții cu bebelușul și stăpânii câinelui. Vin cu bebelușul acasă și lasă pe câine să, efectiv, să lingă pe toată fața pe bebeluș, să fie all over him. Este foarte, foarte mult și este o primă interacțiune pe care nu o vrei. Pare paradoxal sau contraintuitiv, dar nu, linsul în lumea lor nu este atât de ok cum este, cum îl vedem noi. Noi considerăm, pentru că așa suntem învățați de mici, câinele care dă din coadă e prietenos, câinele care te linge înseamnă că e de bine, că te linge și e bucuros că te vede. În anumite contexte, da, dar linsul la ei înseamnă mai multe lucruri, cum înseamnă și datul din coadă mai multe lucruri. Nu înseamnă doar că e prietenos câinele. Am mai spus-o și o mai spun, câinele când dă din coadă poate să și muște, da? De exemplu, este înainte să muște, poate să dea din coadă. Linsul de multe ori este corectat în lumea lor pentru că invadează spațiul personal. Dacă n-a fost solicitat, n-a fost invitat cumva, nu i s-a dat un semnal câinelui că e ok să vină să lingă un alt câine, acel câine o să-l corecteze dacă el vine și linge așa din senin. Drept urmare, nu este ok. Eu mai tușesc, am avut o răceală, nu vă speriați, dacă au zis că tușesc, e ok, e pe revenit. Bun. Deci nu lăsați, niciun caz nu faceți chestia asta. Veniți cu bebelușul în casă, veniți cu o atitudine calmă și... Mi-a venit ceai. Știi? O să iau și o gură de ceai. Ca să mă mai lase tusea. Așa. Lăsați, iarăși, ca și la fașă sau la mirosul pe care l-ați introdus cu 2-3 zile înainte în casă, creați distanță. Lăsați câinele maxim la un metru față de bebeluș. Da, deci distanța asta, întotdeauna în lumea lor, în lumea canină, distanța creează respect. Cu cât câinele e mai departe de obiectul de interes, cu atât e mai respectuos față de acel obiect. De asta, de exemplu, eu cer distanță pentru masă. Când hrănesc câinii, ei trebuie să stea la o oareșcare distanță față de bolul, înainte să fie invitați. Și acolo trebuie să aștepte. Nu lângă bol. Mai văd și chestia asta, pui bolul în fața câinelui și lași câinele să aștepte în fața bolului. E foarte mică distanța. Nu are nicio relevanță pentru câine. Nu am bine. Așa, pentru că se tot fâție pe aici și deja este un pic prea mult. Așa că l-am pus pe place, pe care încă nu-l știe foarte bine că n-am apucat să lucrăm. Și acolo o să stea. Bun. Apropo, place-ul este un loc foarte bun pentru câine să aibă comanda la loc sau place când este cu bebelușul în casă. Da? Și să știe, ok, mergem acolo, acolo ne relaxăm, stăm, nu avem alte activități de făcut când suntem pe place. Da? Good boy. Stai. Vreau să-l... Este un exercițiu și pentru el, pentru că nu l-am mai pus să stea acolo până acum. Așa că dacă mai reiterez comanda, e ok. Bun.
Deci nu lăsați mai aproape de un metru de bebeluș, n-are ce să caute câinele în primele 2-3 săptămâni. Da? Poate chiar mai bine. Depinde de ce câine aveți, ce energie are, ce atitudine și așa mai departe. Creați distanță, distanța creează respect, mirosul creează respect, deci din nou, mirosul, vizualul, sunetul, toate trebuie să creeze calm sau respect. Da? Niciuna nu trebuie să însemne overexcitement sau supraentuziasm, nu trebuie să însemne... nici frică nu trebuie să însemne, sau că sunt câini care se sperie, de exemplu. Încă o chestie pe care să o faceți, mai ales dacă sunteți familii cu mai mulți membri, dacă nu sunteți doar cuplu plus bebe, dar și dacă e cuplu plus bebe, soțul sau soția, sau se deleagă responsabilitățile legate de câine, câinele trebuie să aibă același regim, stil de viață, nu trebuie să se schimbe altceva decât că apare un membru nou al haitei, practic. Pentru el asta trebuie să însemne bebelușul, și bebelușul, practic, nivelul de respect pentru bebeluș trebuie să fie același ca pentru liderii haitei. Deci este, nu e nicio diferențiere, bebelușul nu este, nu ești tu bebelușul și câinele. Nu e nici, nu ești nici tu câinele bebelușul. E bebelușul, tu și câinele, da, să zicem. Cam ăla e nivelul de respect. În mintea lui ăla trebuie să fie. Pentru bebeluș. Bun. Nu se schimbă regimul și stilul de viață al câinelui, pentru că iarăși o greșeală pe care o fac mulți stăpâni este că ignoră complet. Până atunci câinele a semnificat în viața familiei sau în viața lor puiul lor, copilul, bebelușul lor și așa mai departe. Și acum vine adevăratul bebeluș, da, cel uman. E umanizat până atunci câinele. Câinele a avut parte de toată atenția, toată afecțiunea, poate deloc disciplină, puțin exercițiu, dar foarte multă atenție, după care brusc toată atenția se mută pe acest nou individ, membru al haitei. Da? Lucru care nu este natural pentru câine și e foarte brusc. E normal ca el să aibă o schimbare radicală de comportament dacă se întâmplă chestia asta. Deci tu, practic, dacă i-ai creat câinelui o structură, un program, o rutină în zi, și așa mai departe, el trebuie să păstreze, tu trebuie să păstrezi același, more or less același ritm. Ok, dacă plimbările erau de 2 ore înainte, poate nu o să fie de 2 ore, o să fie 2 ore jumate, că nu mai ai atâta timp. Dar tot există plimbarea structurată în speță, ar trebui. Nu mai ai atâta timp pentru joacă, poate te jucai 20 de minute sau jumătate de oră pe zi cu câinele. Ok, o să te joci măcar 15 minute, tot o să te joci. Dar poți să scazi puțin timpii. Dar nu poți să-i înjumătățești, nu poți să-i duci la zero, nu poți să faci chestiile astea, nu poți să pui câine dacă ai o curte mare de unde tu îl plimbai de măcar 3, 4, 5 ori pe săptămână, acum nu mai plimbi deloc, îl lași doar în curte. Se schimbă, pentru el schimbările astea înseamnă ceva, pentru tine, pentru că ești, e o responsabilitate mare să fii părinte și apare ceva nou în viața ta și tu ești stresat, evident că și pe ție ți se bulversează lumea, dar... Pentru el asta e irrelevant, el nu știe rațional că a apărut o nouă responsabilitate în viața ta. El știe doar că liderii lui nu-i mai satisfac nevoile lui de bază, și anume de exercițiu, disciplină și afecțiune. Nu mai primește o grămadă din lucrurile pe care le primea înainte și atunci el nu face legătura. Okay. Sau face, dar într-un sens negativ, da? Că a apărut chestia asta și atunci s-au schimbat lucrurile. Nu vrei asocierea asta, vrei ca el să nu simtă o trecere atât de mare, cât doar că a apărut un nou membru al haitei, el este mai sus în ierarhie, este foarte respectat, trebuie să-i dea spațiu și trebuie să fie calm pe lângă el. Atât. N-ai cealaltă asociere să faci. Nu trebuie să-l iubească pe noul lui frate, da? Nu trebuie, sau soră, nu trebuie să fie numai tot o joacă și tot o drăgălășeală, nu trebuie în niciun caz, am vorbit despre asta în Funny Not Funny, nu trebuie în niciun caz să pună botul sau capul pe bebeluș și să stea cu capul acolo. Aveți grijă la chestiile astea, repet. Nu are ce să caute să atingă câinele bebelușul până când nu este invitat să o facă. Și asta nu o să fie invitat pentru mult, 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 mult timp. Da? Deci n-are treabă. N-are ce să posede, pentru că ei consideră pusul capului pe bebeluș, practic îl consideră o posesie a lor, nu că e fratele și uite ce mult îl iubește, sau sora. Nu e nimic din genul ăsta, da?
Este doar, sunt doar chestii instinctuale pe care el le face ca să își dea seama ce e cu noua creatură, nou membru al haitei, ce rang poartă. Dacă tu îl lași să facă orice legat de bebeluș, o să-și permită și să corecteze bebelușul atunci când el va începe să-l tragă, să-l tragă de urechi sau să... Bine, stai că ajungem și acolo, să nu-l tragă de urechi, dar... Intră în spațiul lui, poate, bebelușul sau se sprijină un pic de el și chestia asta el își va permite să o corecteze dacă tu i-ai permis să atingă bebelușul. Da? Deci sunt chestii foarte subtile pe care noi putem să le prevenim și din care putem să salvăm inclusiv viața câinelui eventually, pentru că dacă câinele o să-ți muște copilul de față, nu o să mai ții câinele în casă și probabil că o să ajungă eutanasia. Da? Ceea ce e nașpa. Și pentru tine, și pentru câine, și pentru bebeluș. Deci... Nimeni nu iese ok din chestia asta. Cel mai bine să ai niște reguli clare, niște lucruri foarte on point pe care le poți face foarte ușor, numai un pic să ai atenția și focusul acolo. Bun. Acum, bebelușul începe și să mișune prin casă la un moment dat, începe să meargă efectiv și așa mai departe. În momentul ăla deja... Trebuie să începi și tu să dai reguli nu doar câinelui, ci și bebelușului. Ce înseamnă asta? O să ziceți, oh, cum să dai reguli bebelușului? Că bebelușul nu înțelege. Oh, să fii surprinși. Deci, pe comentariile de la postarea de care vă menționasem la început, niște chestii foarte interesante am văzut și o să vă relatez și vouă din ele. O secundă. Babe, spune-le oamenilor pe grup că sunt în live, dacă e să intre și ei, ca să nu mă mai caute pe WhatsApp. Bun. Așa. Deci, bebelușul începe să umble. O chestie interesantă pe care am găsit-o aici pe thread-ul de comentarii este următoarea. Dai să văd unde era. Pam, pam, pam. De la 11 luni începând, un bebeluș poate să învețe să respecte spațiul unui animal. Deci de la 11 luni. E suficient de vreme cât să nu fie probleme. Da? Cineva aici în comentarii zice, my daughter is 11 months old and already understands giving our dogs their space. It's not that hard to teach respect. On both sides. Deci pe ambele părți trebuie să fie respect. Nu doar de partea câinelui, nu doar de partea bebelușului. Discuția pe postarea asta era legată de oamenii care își lasă copiii cumva să abuzeze aproape, să ajungă în punctul în care e abuz ce fac copiii respectivi asupra câinilor, și să se laude cumva că ia uite câinele cât de childproof este, adică cât de bine rezistă la stresul provocat de sorry, la stresul provocat de copil. În niciun caz nu este ce vrei, da? Pentru că stresul ăla, presiunea șlefuiește diamantul, creează un diamant, dar asta mai mult în lumea umană. În lumea canină, presiunea la un moment dat este protestat, se protestează împotriva presiunii. Da? Și dacă copilul va insista și va insista, ok, îl trage azi de o ureche, mâine îl ia în brațe, poi mâine îl călărește, s-ar putea ca răspoi mine câinele să protesteze și nu trebuie decât un singur protest. Adică nu trebuie vreo 30 de reacții ale câinelui, una singură, pentru un copil suficient de mic și de la un câine suficient de mare, sau chiar și de la un câine mic. Gândiți-vă doar așa, l-a mușcat de ochi, i-a scos ochiul. Un câine mic, nu trebuie să fie un câine mare. Și nu e vina câinelui, din nou. Absolut deloc, nu e vina câinelui dacă... N-am fost pe fază și a plecat Fuchi, asta e greșeala mea. Dacă nu eram atentă. Dacă eram atentă, puteam să-l corectez, să-l trimit la loc. I'll let this one slide. Dacă vine înapoi, îl pun iară la loc pe place. Bun. Ca să știți că mai fac și eu greșeli, nu sunt perfectă nici eu. Bun. Acum.
acum, o să iau un pic de la capăt thread-ul de comentarii, pentru că sunt niște aspecte atinse aici. Fuclin? Up. That's a good boy. Sit. Very good. Lay down. That's my boy. It's a good boy. Stay. Așa, am revenit. Bun. Deci, pe thread-ul de comentarii avem așa următoarele discuții. O să vă citesc unele comentarii mot-a-mo, că vreau să vorbim pe marginea lor, pentru că exemplifică fix niște situații care se întâmplă și vreau să le învățați și vreau ca măcar voi care aveți acces la informația asta să nu le repetați ca și greșeli odată cu voi cu câinii voștri, voi cu copiii voștri, voi cu oameni cu care intrați în contact sub o formă sau alta, pe stradă sau alte feluri de contact, da? Și așa mai departe. Deci sunt tot felul de situații prin care putem trece. Haideți să învățăm din greșelile altora, părerea mea. Zice o persoană așa: I taught my kids and grandkids, I also taught them, you do not go up and pet a strange dog. Deci asta e o chestie, hei, salut, ia uite, Bono, mamă, de lume nouă. Bun. Deci nu învățați-vă copiii de când sunt foarte, foarte, foarte mici, pentru că ei vor crește cu un câine în casă și li se va părea natural și e în natura lor să fie curioși și să fie bucuroși când văd un animal, să meargă să pună mâna pe un alt animal. Da? Nu e ok. De ce? Și din nou revin la cita. Tot them, you do not go and pet a strange dog. That happened to us with our Doberman. Luckily, he loved people and the public. I went and talked to the 5-year-old's mother, yeah, who was 2 aisles over in a store. I told her what happened and she said, it's all right, she sleeps with a boxer. I said, but she does not sleep with my Doberman. You always teach the behaviors you want them to grow up and have. Deci e foarte importantă lecția asta și puteți să o folosiți și voi. Mi se pare o frază foarte tare. E ok, doarme cu un câine acasă. Da, dar doarme cu câinele meu. Tu nu știi câinele ăla ce reacții poate să aibă. Poate este un câine sensibil, poate este frică de copii, de exemplu. Câinele ăla, dacă nu are cum să se îndepărteze și copilul vine prea brusc către el, nu o să aibă altă opțiune decât să atace, ca să se scape pe el în mintea lui, da? Din situație. Dacă tu nu ești pe fază ca stăpân și ești cu spatele și vine cineva și pune mâna pe el, dar câinele o să reacționeze, da? Și atunci tu trebuie, ca un părinte responsabil și ca un stăpân responsabil de câine, e ok, îți aduci și câinele, evident, să nu sară la străin sau dacă îl atinge un străin, dar, again, se poate întâmpla, să nu e niciun câine bulletproof, la modul o să-i placă de toată lumea forever and ever. Da, este un câine poate care nu vrea să fie atins de străin. Deci învățați-vă copiii chestia asta, învățați-i de foarte, foarte mici, nu pui mâna pe alți câini străini. Sunt dragi, sunt... și mie îmi plac, eu ca și copil, vă dau un exemplu din viața mea, eu ca, mă rog, ca un copil de 5-6-7 ani, eu aș fi pus mâna pe orice copil de pe stradă, pe orice, pardon, câine de pe stradă. Deci nu aveam niciun stres, nicio frică, era un câine vagabond cât mine, eu puneam mâna pe el, niciun stres. Maica mea întotdeauna mă certa, dar nu mă certa din motivele potrivite, mă certa, nu mai pune mâna pe el că e murdar sau nu mai pune mâna pe el că... Dacă te mușcă, îmi zicea și chestia asta, dar mai rar, că vedea că n-au nicio treabă câinii cu mine și eu cu ei, în sensul negativ. Dar nu era ok ce făceam, cu toate că mie îmi plăcea foarte mult să fac chestia asta. Și asta trebuie învățat. Dacă unul dintre acei câini m-ar fi mușcat, eu acum poate nu mai eram aici. Adică nu mai eram aici să fac activitatea asta, în sensul ăsta. Cream o frică, da? Deci faceți... Faceți educația de mici la copii. Bun, ce mai avem? Mai avem așa. Da, avem oameni care... Nu vă supărați dacă vă învățați copilul, de exemplu, să întrebe omul înainte dacă e ok să pună mâna pe un câine și omul refuză. Pregătiți copilul pentru chestia asta, pregătiți-l să audă nu. Nu știu ce gen de parenting faceți, poate faceți genul de parenting la care nu e big no-no, nu există cuvântul nu în vocabular și așa mai departe. All good,
Dar în vocabularele altor oameni va exista și atunci el trebuie să știe că există și că omul poate să refuze. Și e ok să refuze. S-ar putea ca acel câine să nu fie ok cu oamenii sau cu copiii sau așa mai departe. Și atunci nu... Don't raise a spoiled brat. Da? Nici când e vorba de câini, nici când e vorba de copii. La modul... Da? E frumos să întrebi. Dacă ai întrebat și nu se poate, e bine. Dacă ai întrebat și se poate, enjoy. Da? Dar faceți chestia asta, pentru că mai este și mai sunt și genul de oameni care întreabă, dar fac o față din asta. Cum? Adică am întrebat și tot nu mi-ai dat voie? Da, nu ți-am dat voie. Nu, uite, câinele lucrează, e în dresaj. Nu are voie să interacționeze acum. Da? Oamenii trebuie să învețe chestia asta. Cu toții trebuie să ne educăm la chestia asta și noi inclusiv. Eu am momente rare, ce-i drept, pentru că prefer să las câinele să interacționeze cu stăpânul, dar am momente în care îmi place un câine și întreb omul, pot să pun mâna pe el? Dacă mă lasă, ok, dacă nu, super, mă bucur că ești pe poziție acolo și te dai, you support your dog, practic. Da? Băi, să-mi spuneți dacă aveți voi alte întrebări, eu o să merg prin thread-ul ăsta de comentarii pentru că e foarte interesant. Deci pe mine m-a acaparat foarte, foarte mult și cred că o să vă placă și vouă. Cineva aici mai zice, animals must be respected at any time, which is true. Cine nu înțelege engleză, îmi spuneți că vă traduc. Nu cred că, dacă n-ați fi profilul meu dacă n-ați înțelege engleză, pentru că eu scriu tot în engleză, deci... Bun. Mai era o chestie faină pe care am vrut neapărat să o bifez. Așa, cineva a zis aici, în momentul în care nu există respect și din partea copilului către câine, în casă vorbesc acum, da? Câine, copilul tău, câinele tău. Cineva a zis aici, ultimately, dogs will bite, horses will kick, cats will scratch. Animalul e animal. Da, poate fi învățat să respecte toți membrii haitei, de orice specie ar fi, dar asta nu înseamnă că că tu poți să-i faci orice fără ca el să riposteze, da? Și un cal va zvârli, și o pisică va zgâria, și un câine va mușca. Și nu contează despre cine e vorba. Eu, ca lider al Haiti, dacă eu fac chestii care sunt, cum să zic, total aiurea pentru câine și nerespectuoase pentru el, da, va protesta la un moment dat. Dacă le fac repetitiv, va protesta la un moment dat. Ceea ce nu e ok. Da, și pierzi încrederea câinelui și pierzi din respectul câinelui. Hei, lupus furtis! Bun. Mai era o chestie... Bun, aia cu fetița de 11 luni care deja respectă. Asta am zis că o să o aplic ca metodă de parenting a mea personală. E decizia mea, don't judge. Dar zice cineva aici, this is why my mom said we had Rottweilers. She said, if that dog bites you, I'm beating your ass. Atenție la atitudine, if that dog bites you, I'm beating your ass. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai făcut ceva, de acel câine a ajuns la concluzia atât de radicală încât ajunge să te muște. Hei, Milo! Deci nu este... nu a mușcat din senin. Ceva ai făcut ce n-ar fi trebuit să faci. Drept urmare, o să suporți consecința și de la câine și de la mine. Este atât de sănătoasă abordarea asta încât nici nu știu de unde, cum să o... I could not like it enough, da? Cineva aici a răspuns la chestia asta cu that's what we were told as kids. We had German Shepherds. Deci atenție, oamenii care au avut, din comentarii de aici, care au avut câini mari, câini mulți, dar de talie mare, părinții au învățat de mici ce să facă și ce să nu facă. Primii au avut Rottweilers, a doua tipă din comentarii, familia lor a avut ciobănești germani. Deci, we were not allowed to hug or otherwise manhandle the dogs. Deci nu aveau voie să îi îmbrățișeze. Atenție, îmbrățișarea din partea noastră. Uite, Fuki acceptă să-l îmbrățișez. Nu este plăcerea lui cea mai mare în lume, o acceptă. Pentru că mă vede ca fiind liderul lui, da?
O fac, știu că o fac pentru mine și nu pentru el, deci este strict o chestie pe care, în care mă împlinește pe mine emoțional, nu pe el. Dar nu o să accepte chestia asta de la toată lumea. Dacă o să vină un copil acum să-l îmbrățișeze, mă îndoiesc că o să accepte chestia asta. Da? Pentru că este o chestie de domin. Îmbrățișatul pentru ei este ca un fel de ritual de dominare, ca și când un câine ar veni și s-ar așeza deasupra lui. Da? Și asta o să o accepte doar dacă e 100% supus și respectos față de tine. Poate să ajungă și la asta cu copilul, dar n-aș risca-o. Eu nu mi-aș lăsa copilul să facă chestia asta. Da? Când este adolescent și deja sunt niște ani de conviețuire împreună, ok, he can handle himself. Până atunci, mai puțin. Da? Manhandle the dogs înseamnă să-i apuce, să-i tragă, să-i pună, să-i miște, să chestii de genul ăsta, ce implică atingeri. Iarăși sunt niște chestii care n-ar fi bine să le faci cu copilele. Hei, hei! That's a good boy. Very good. Sit. That's my boy. Lay down. Very good boy. Dar repetitiv. Facem lucruri repetitiv. El învață, eu veduc pe voi, el le duc și pe el în paralel. De asta îmi place. Salut, Robert! De asta îmi place că dresajul sau educarea câinelui nu trebuie să implice timp suplimentar neapărat. Trebuie să o faci din mers. Deci o faci în timp ce faci alte chestii. Orice moment este un moment fie de educare, fie de whatever, de dezeducare, nu știu cum să-i spun. Da? Bun. Revin pe thread. Așa. Mai zice cineva aici așa. Around their food, toys, hug, chase, pull. Nimic din toate astea. My brother... Ok. Bun. My brother ran his Hot Wheels on one dog's back, tolerated it for a minute when my mom was cooking, didn't have an eye on him, King, the dog, turned and gave him a big old fuck you grumpy bark in his face. I was 11 and saw this. It was a pivotal point for me about canine behavior and respect. Deci. Ce zice tip aici este că nu aveau voie ei ca și copii pe lângă mâncarea câinilor, pe lângă jucăriile câinilor, să-i îmbrățișeze, să-i alerge, să-i tragă. Da? Ce mai spune este că, practic, în momentul în care un câine mare, înțeleg că era de talie mare, s-a întors și l-a mărit pe frate-su, a înțeles un pic cum stă treaba cu respectul și cu comportamentul canin. Deci... Atenție, da? Remy. hi. Hello. Bun. Hei, hei. Up. Up, up. Up. That's a good boy. Sit. Good boy. Very good. Distrageri. Aude pisicile alergând, se ridică, lucrăm iară și așa mai departe. Cineva iar mă caută pe WhatsApp. Nu știu cine. Nu mă mai căutați pe WhatsApp în live. Așa. O povestioară foarte interesantă, o să vă spun pe scurt ca să nu o spun în engleză și după aia să o traduc pe toată. Au avut niște oameni un incident, mă rog, sortă incident, că s-a evitat incidentul de fapt, la o ieșire în natură. Practic, era vorba de o fetiță de 3 ani la vremea respectivă. Hey. Avea un mix de ciobănesc cu ei, da? Bun. Și încă aveau doi câini, un mix de ciobănesc și un Rottweiler. Mixul de ciobănesc adora jucăriile, celălalt câine Rottweiler nu avea treabă cu ele. Oamenii, adulții, pregăteau cina. Fica, cea de 3 ani, dormea în cort. Și cu unul din câini stând fix la intrarea în cort. S-a trezit cea mică, a ieșit din cort și s-a trezit fix nas în nas cu câinele care rodea una din jucării. Era câinele care era hâtia după jucării. S-au întors oamenii către cort, au văzut toată interacțiunea, n-aveau...
N-aveau cum să ajungă, ei erau terifiați când au văzut ce se întâmplă. Și zice așa, o să vă zic doar partea asta, că mi-e foarte greu să mă concentrez și să traduc în mintea mea, să vă zic și voi să fie totul transpus. As we watched in horror before anyone could react, Rebecca, highly offended, reached into Royce's mouth and grabbed the toy from him. He growled and stood up and we froze, knowing we'd never get there in time to intervene. That's when Rebecca stood as tall as she could, pointed her tiny finger sharply at the ground and said, "No, down." We nearly fainted with relief as he dropped into a down and opened his mouth in a happy goofy grin. Thank goodness she at least knew how to react because we were completely frozen in fear. All of the kids got a strong talking to about not taking things away from dogs that day. Deci copiii n-ar trebui să ia... Asta a fost un caz fericit în care fetița chiar a știut să fie calmă și încrezătoare, confident în ce face. Și atunci câinele a respectat energia aia, dar putea să ia o turnură foarte nașpa situația asta. Pentru că ea a băgat mâna și a luat jucăria din gura câinelui. Învățați-vă copiii, așa cum înveți câinele respectul pentru jucăriile copilului dinainte să vină copilul acasă, așa înveți și copilul respectul pentru jucăriile câinelui. N-are ce să caute, doar dacă îi aruncă mingea și ok, vine câinele și îi face aport și o lasă el willingly și alte chestii de genul ăsta. Dar când câinele roade o jucărie, să zicem că i-ai pus un Kong cu un de arahide sau ceva câinelui, copilul trebuie să învețe că n-are ce să caute pe lângă câinele care molfă la ceva. N-are ce să caute, da? Zice aici lupus fortis, copiii străini adesea hrănesc câinii altora. Câinii acceptă copiii din haită, dar nu tolerează alți copii. Da, sunt situații și situații. Asta se poate întâmpla în general pe la curți, case, curți, chestii de genul ăsta, ce zici tu. Nu? La asta te referi? Sau la ce te referi, Liviu? Că, da, sunt, într-adevăr, sunt și câini care, evident că dacă a crescut cu copilul, îl tolerează, este în haita lui, îl tolerează, îl respectă și îl acceptă. Conviețuiește cu el. Dar pot să fie not ok cu câini cu copiii care nu sunt parte din haita lui, da? Se întâmplă chiar foarte des chestia asta. Bun. Ce mai avem? Mai aveam niște chestii interesante pe aici. Ok, da, tot felul de situații. Și încă o chestie spusă aici, da? Respect is not a one-way street. Foarte, foarte fain spus și foarte adevărat. Cum am zis și mai devreme, și ambii trebuie să respecte și copilul câinele și câinele copilul. Da? Nu e doar dinspre câine, doar câinele trebuie să respecte sau nici doar copilul, evident. Am mai întâlnit și situația inversă în care în cazurile câinilor mici. Câinele mic mușcă pe cineva din casă, dar nimeni nu-l corectează pentru că e mic și sărăcuțul el e prea mic ca să fie corectat. Dar nu e o problemă dacă el corectează membrii familiei, which is not ok. Da? Câinii mici, chiar astăzi am avut o evaluare cu cineva care are un Yorkie. Astea am și spus, câinii mici nu sunt de sticlă. Nu se sparg, nu-s bibelouri, sunt și ei câini, sunt mai mici, într-adevăr, un alt ambalaj. Da? Dar au aceleași nevoi ca un câine mare, ok, nu atât de mult timp în plimbare sau nu atât de mult efort fizic, dar au nevoile sunt aceleași de exercițiu, de disciplină, de afecțiune, sunt tot acolo. Nu înseamnă că dacă e mic, mai are nevoie de disciplină. Și un câine mic poate să facă rău unui bebeluș, de exemplu, sau unui copil mic. Da? Am văzut mușcături foarte urâte de la câini mici, by the way, deci nu este de joacă nici cu cei mici. Și, again, nu înțeleg unde se face diferențierea asta între... Câinele e ok să te muște, dar tu nu e ok să îl muști înapoi, adică să faci o corecție prin atingere. Da? Where's the common sense? Unde este logica acolo? Da? Adică e mai important câinele decât membrii familiei cumva, ceea ce nu e normal și nu este sănătos nici pentru câine, nici pentru tine și pentru membrii familiei. Și încă o chestie o să vă arăt. Asta micu se și uită către voi acum, până acum stai cu capul jos.
Dar da, prin repetiție obținem comportamentul. Bun, mai spuneți-mi întrebări, dragilor. Vreau întrebări de la voi, pentru că în principiu cam asta a fost tema. Am bifat, cred, tot ce se putea bifa și în speță voiam să bifez cum introduci copilul în casă, în casa în care locuiește câinele deja. Am bifat chestia asta, am bifat ce să faci și ce să nu faci cu copiii mai mari un pic, da? Faceți plimbările în momentul în care începe să ieșiți cu căruciorul, cu bebelușul, faceți plimbările cu căruciorul, cu câinele, iar câinele trebuie să stea cumva în spatele căruciorului, da? Cu excepția cazului în care este un câine gen bernez, în care și ai un, literally, un căruț, o căruță și pui copilul în căruță și bernezul trage, aia e altă situație. Sau pui copilul pe sanie dacă ai zăpadă, ești într-o zonă cu zăpadă și câinele îl trage. Atunci este singurul moment în care câinele poate să fie în față. În rest, lasă-l să fie lângă sau în spate. În speță, dacă e vorba de cărucior, câinele ar trebui să meargă practic lângă tine și în spatele căruciorului. Drept urmare, iarăși se creează o formă de respect pentru cine este în față, da? Ca și poziție, pentru copil în speță. Bun. Altă întrebare. Dar acum, serios, voi ce situații ați mai întâlnit cu căței, cu oameni, cu câini, cu copii, am vrut să zic, cu bebeluși și așa mai departe? Ce nu știți să faceți, poate, și nu știți dacă faceți bine? Da? Spuneți-mi, că de asta suntem aici. Aștept, că știu că e cu lag. Nimeni nimic. Gen. Dar mă bucur că s-au conectat niște oameni. O să o menționez pe Alexandra cu Everest, care nu s-a prezentat, este absentă, nemotivată. Pentru că ea a fost una din persoanele care a cerut tema asta. Dar știu că o să se uite după. O să fie salvat oricum live-ul, deci vă uitați după la el. Cine n-a prins de la început. Și da, asta, despre asta este vorba cu copiii și cu câinii. Nu e mare filozofie, nu este brain surgery, cum spune cineva. E common sense all the way, da? Efectiv, e de bun simț să învețe și copilul și câinele ce are de făcut. Și să nu fie discordanța asta foarte mare în momentul în care apare copilul. Zice Milo aici, e ok să-l răsplătesc cu iubire pe câine după ce îl drăgălesc pe bebe? Da, sigur că da, dar atât timp cât cățelul este calm și v-a dat spațiu, adică n-a insistat să intre în spațiul vostru cât voi vă drăgăleați acolo, tu cu bebele, da? Deci tu interacționezi cu bebelușul, n-are ce să caute câinele în spațiul ăla atunci, da? Poate să stea pe lângă, cere și el, acolo cu cere, dacă el cere și tu îi dai... Not really. Eu nu aș merge pe varianta asta. Eu aș merge pe varianta, uite cum stă Fuki acum. Da? Să zicem că eu aș avea, ăsta e bebelușul, da? Lugu, nu știu ce, bebelușul acolo, bebelușul face sunete, dacă Fuki se alertează, eu îl corectez, nu, aștepți acolo. Da? Așteaptă, am terminat cu drăgălitul bebelușului, la rând e cățelul. Îl aduc și pe el în spațiu meu, îl invit eu în spațiu și îl drăgălesc și pe el și mă joc cu el și îi dau ce are de primit, da? Să te uiți un pic la început, că am spus acolo la început care ar trebui să fie cumva programul, adică să nu se schimbe programul câinelui. Dacă tu aveai, cum am eu de exemplu, da, eu am programul ăsta de plimbat, mâncat, joacă. N-aș schimba programul ăsta dacă ar apărea un bebeluș. Cumva aș încerca să implementez același program și să aduc și bebelușul în programul respectiv. Dar ar fi... Da, pentru câine programul rămâne more or less the same, bebelușul este alt timp, alt program cu el, da? Nu neapărat se intercalează sau se intercalează în situații în astea. Merg cu căruciorul la plimbare cu bebelușul, scot și câinele. Deci este o interacțiune. Așteaptă, ok, dar când așteaptă să nu plângă, să nu tremure, să nu fie într-o stare din asta de așteptare febrilă, așa, da? Deci, hai odată, când îmi dai și mie. Dar la modul ăsta, aia nu e o așteptare ok. O așteptare ok este asta, cum am arătat mai devreme și mai arăt odată cum face dânsul acum. Aia e așteptare ok. Da? Deci trebuie să aștepte. Poate să fie atent la voi, nu poate să fie, cum să zic, intens pe atenția asta. Da? Să
să fie într-o stare destul de relaxată, destul de chill. Da? Știu că Bono este mai pe hyper, așa, că așa e el ca fire și are energie super multă. Dar dacă o consumați, ar trebui să fie capabil să aștepte, să-și aștepte rândul la joacă. Eu știu că lui era... De zice Milo că de multe ori bebe îl cheamă, îl vrea foarte tare și Bono îl ignoră. Bun, Bono face un comportament natural cumva, da? Bebe trebuie să învețe și el la un moment dat, da? Acum nu mai știu câte luni are bebelușul vostru, dar e micuț. E micuț tare, cred că are vreo 4-5 lunișoare, 6 maxim, nu mai știu. Dar îmi spui tu acolo. Ideea este că, întotdeauna, cum am spus mai devreme, ca și copiii natural au atracție către animale, că sunt foarte interesante și trăiesc în prezent ca și ei. Copiii până la anumite vârste și ei trăiesc la fel de natural 6 luni, cum ziceam, să trăiască sănătoși și să crească mare și frumos. Deci ei trăiesc în prezent și atunci simt energia unul de la celălalt. Ei pot să creeze niște relații foarte frumoase, dar trebuie să fie relații bazate pe respect reciproc și pe încredere și din partea copilului, dar și din partea câinelui, în speță din partea câinelui. El trebuie să ajungă să creeze încredere în noul membru al haitei și asta durează, se face în timp, nu se face peste noapte, nu o să fie încredere așa, pac, avem încredere. Deci trebuie un pic de timp. Când îl cheamă bebe... Mă gândesc acum la o strategie pentru voi. E fain că îl cheamă, e chiar foarte fain. E bine într-un fel că Bono ignoră. La un moment dat va trebui să învețe, dar asta în timp, când o să poată să vorbească un pic mai fluent bebelușul despre la un 3-4 ani, nu știu când este momentul ăla, să-l cheme și să-și vină. Că atunci o să poți să-i dai un treat, o boabă în mână bebelușului și să-i dea și Bono să vină și atunci chemarea are o semnificație pentru el. Până atunci... În principiu, du-l pe bebe de prin spațiul lui ca să nu-l cheme insistent și Bono să simtă presiune cumva pe el și așa mai departe. Da? Și cheamă-l pe Bono când este calm, cheamă-l să vină el în spațiul vostru. Poate să fie și cu bebelușul în brațe. Să vină, după 6 luni deja e suficient de ok și s-au mirosit suficient și s-a înțeles ce-i cu bebele, cât să poată să vină un pic mai aproape în spațiul vostru, dar tot respectos. Deci dacă vine în spațiu, nu înseamnă că poate să vină să-l împingă cu nasul pe bebe, să pună botul pe el, să facă tot felul de chestii de genul ăsta. Vine în spațiu, îl mângâi și pe el, îl ții și pe bebe aici, îl mângâi pe Bono și bebele e aici. Da? Deci e genul ăsta de interacțiune, aș vedea-o. Da? Bun. Mersi, Milo, pentru întrebări. Foarte interesante. Chiar mă pun și pe mine să știi să gândesc, pentru că, evident, teoria e foarte... obvious și o cunosc și știu ce trebuie făcut, dar neavând experiența propriu-zisă a unui bebeluș în casă, da? Sunt chestii, unele întrebări, de exemplu, sunt noi și pentru mine. Nu știam, de exemplu, că bebe la 6 luni deja poate să-l cheme pe Bono, da? Învăț și eu odată cu voi, deci nice input. Cu drag, cu drag. Bun. Dragilor, dacă nu mai sunt alte întrebări, o să vă las pentru seara asta, închem un pic mai devreme și ne auzim. Oricum, dacă cei care vă uitați la live după ce e salvat pe IGTV și așa mai departe, puteți să le puneți în comentarii și le răspundem acolo. Ce tare, zice Milo aici că e primul cuvânt al celui mic, Bo, de la Bono. Bono îl cheamă pe cățel, Bo. Ce cute, mamă, deci asta e foarte tare. Uite, vezi, astea sunt niște chestii faine care se întâmplă între bebeluș și câine, că se creează totuși niște asocieri, niște legături și de o parte și de cealaltă. Foarte mișto, foarte mișto. Abia aștept să îl văd pe Bono, că îl trage, ți-am zis, Bono ar putea liniștit la forța lui să-l tragă pe o săniuță mică sau ceva, acum cât e bebe. Mai încolo nu, că na. E totuși, Bono e un Jack Russell, pentru cine nu știe. Dar e un Jack Russell foarte sturdy, așa, foarte puternic. Poate să tragă dacă vrea să tragă. Bun. Bine, dragilor, v-am pupat pe toți. Zice Milo că și s-a rostogolit datorită lui. Adică bebelușul a început să se rostogolească datorită lui Bono, da? Ce tare. Foarte tare. Vă pup, ne auzim joia viitoare. O să avem un subiect interesant din nou, că au venit ca o sugestie și mi se pare o chestie foarte faină. Așa că stay tuned, ne vedem tot la 8, tot pe joi.
Și puneți întrebările în comentarii dacă nu le-am bifat acum în live, da? V-am pupat!